Salutări din București și bine ați venit pe Încă Ceva. Numele meu este Marius, iar pentru cei care nu știu acest canal, pe Încă Ceva găsiți foarte multe chestii legate de entertainment. Foarte multe recenzii de carte, film, seriale, jocuri și multe, multe altele, dacă vă place un soare conținut diferit față de uragane, tsunami-uri și multe alte chestii. Ei bine, l-ați găsit, așa că apăsați subscribe dacă nu vreți să ratați următoarele clipuri. Azi avem o recenzie de film, este un film Netflix, care s-ar putea să vă placă. E face parte din acea serie de filme pe care Netflix a promis în fiecare săptămână anul acesta și este vorba de nimic altceva decât The Dig. Așa că fără în timpul, haideți să începem. Should we take a look at them then? Right. Things like this are usually done through museums. Yes, but with the war coming, they couldn't embark upon any new ventures. Well, I've been on digs since I was old enough to hold a trowel. My father taught me. Așadar, The Dig, un film de Simon Stone. Spuneți, vreun nepot al lui Oliver Stone. Nu, așa am zis și eu, dar nu, nu e cazul. Simon Stone este un regizor australian care a făcut foarte multe filme scurte, de lung metraj, reclame și mai departe. După aceea, după ce am văzut ce se ocupă, mi-am dat seama și de ce arată filmul în felul în care arată. Dar ideea este că este un film pe Netflix, apare în februarie. Recenzia asta a fost trasă mult înainte de a apărea filmul, așa că ca să rămână fresh în mintea mea, așa că check this shit out. Așadar, The Dig. The Dig are la rolul principal, sau vorbește în principal, despre o poveste adevărată, se inspiră pe fapte adevărate. E vorba de The Sutton Hill Dig, un sit arheologic care este considerat în momentul de față unul dintre cele 10 mari situri arheologice ale lumii, la nivelul în care, mai ales pentru Anglia, a dat câteva artefacte extrem de importante despre Evul Mediu. Site-ul săpăturilor este un site din secolul 7. Sunt dezgropate mai multe artefacte de aur, printre care o cască extraordinar de importantă, Sutton Hill Helm, dacă o căutați pe internet să o vedeți. O cască care practic atestă de asemenea o proveniență vikingă sau cel puțin nordică anglosaxonilor. Sunt foarte multe implicații cu privirea acestui site de săpături și atunci toată lumea spune că bă, hai să facem și un film despre asta. Și ai spune că filmul e despre asta și el e, dar nu e despre asta, știi, cam așa ceva. Pentru că filmul abordează niște teme cu totul diferite, adică abordează și tema aceasta, dar sunt două macro teme aici. Unu, tema meritului, care e foarte importantă, pentru că în rolul principal avem pe Ralph Fiennes. Iar Ralph Fiennes, pe ce o spuneți, cine? Who? What? Dacă îl vedeți față, spuneți, this guy. Ok. This guy is an eternal B actor. Știi? A jucat în foarte multe filme, Skyfall, a jucat și într-un Star Wars, dacă nu mă înșel, numai că el a fost mereu in the background, niciodată the foreground. E bine, și acum actorul ăsta are și el șansa să strălucească și mi se aportă foarte mișto chestia asta, pentru că filmul ăsta de asemenea mai face o chestie. Vorbește despre un arheolog, self-taught, știi? Un B-grade, un arheolog de tip B, care descoperă, fapt, chiar munca lui, tot acest Sutton Hill, este a lui toată munca de acolo și nu a fost niciodată recunoscut. De fapt, a fost recunoscut foarte târziu. Și filmul vorbește despre asta. Despre cum valorile trebuie să fie recunoscute, indiferent de faptul că ele se potrivesc sau nu se potrivesc imaginarul colectiv față de ce ar trebui să fie. Gen, ai avut școală, dacă n-ai școală, nu ești bun. Dacă n-ai făcut nu știu ce, nu ești bun. Nu. Meritocrație totală. Ai făcut, înseamnă că e bine. Ai ieșit bine, da. Înseamnă că treaba ta e făcut foarte bine. Și e interesantă chestia asta. E o abordare foarte mișto în privința asta. Există și o abordare vis-a-vis de familie, vis-a-vis de apartenență, vis-a-vis de dorința de a fi om bun, dacă vrei. Filmul în sine are foarte multe părți bune și are și câteva părți negative, evident. Hai să zicem prin părțile bune mai întâi. În primul rând, actoria este impecabilă. Toată lumea face o treabă fantastic de bună. Excelent, mi s-a părut wow. Poate nu. A spune că există o singură poveste, un fir narrativ, care e grăbit, nenecesar și puțin pus acolo doar ca să mai fie ceva. Să vedeți, există un fir narrativ cu o poveste de dragoste, care nu aș fi, n-am considerat-o relevantă și importantă pentru nimic, dar mi se pare că a fost introdusă pentru că e chestia de demografic, domnule, ca să se uite anumite persoane, anumite tipuri de persoane, caută o poveste de dragoste, o neîmplinire și apoi o sortire și bla 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 bla. Ok. De asemenea, este și un cuplu gay, ok, n-a era nevoie de el. Toate astea sunt, practic, nu. De ce spun că sunt necesare? Pentru că nu aduc niciun beneficiu poveștii. Dar în afară de acea poveste și acea structură, partea de actorie este foarte bună, foarte bine făcut, foarte mișto. Pozitiv, dar și negativ în același timp, este camera work-ul. Tot ce înseamnă scenografie și compoziție. Deci vă spuneam că se vede că regizorul vine din shorts, din filme scurtmetraje și din reclame mai ales, pentru că are foarte multe momente snyderiene, acele glory shots, știi? Acele
momente epice, știi, acel cadru perfect cu apusul, cu ăla mic, nu știu ce compoziție, foarte mișto. Numai că atunci când ai prea multe chestii sau când ai doar de astea, suferi de ceea ce suferea și Zack Snyder la un moment dat, și anume too many glory moments. La un moment dat nu mai spui o poveste, la un moment dat spui, ce bine arată, bă, băiatul. Dar nu te ajută neapărat cu povestea chestia asta. Uneori trebuie să mai spui și o poveste cu ceea ce faci. Și în momentul în care oscilezi, știi, și pui aceste glory moments, adică treci la un stil foarte eclectic, foarte artistic, foarte compozițional, foarte tarkovskian aproape, aș spune, știi? Și după aceea te duci în partea cealaltă, extrem de comercial, și faci alternanța asta care nu și are un sens, nu ajută povestea, e puțin obositor pentru că nu știi exact ce te uiți. Nu știi dacă te uiți la o reclamă, știi, despre călărit în aer liber, știi, și despre valoare și nu știu ce, sau te uiți la fapt la un film. Există un rol. Toate felul în care încadrez ar trebui să spun o poveste. Iar pentru mine chestia asta a fost puțin I don't know what to feel about it. Cred că nu, asta nu înseamnă că nu e bun filmul în sensul ăsta. E bun, e ok. Doar că se vede că a fost făcut repede și atunci nu mi se pare că au avut timp să se gândească foarte mult la ce vor face shot by shot. Cred că unul a fost pur și simplu mood shot. Știi, îmi place asta, dă să facem pe asta. Bă, e păcat să nu folosim. Înțeleg, dar nu e ok, ca să zic așa. Și în afară de asta, aș spune că o altă parte pozitivă este povestea care se mișcă. Deși, ai spune, bă, poți să faci o poveste interesantă despre o săpătură? Da, poți să faci o poveste interesantă despre un sit arheologic. Dacă ai, știi, suficient material, mai ales în cazul ăsta este, și care cred că în România ar putea fi folosit, s-ar putea inspira multă lume să scrie un film, dar overall toată lumea face o treabă bună. Asta e ideea. Uitați-vă la filmul ăsta dacă vreți să vedeți un film. Mai, nu e greu filmul, dar e mai lent, dar e ok. E satisfăcător la final și unul dintre acele filme, cum vă spuneam eu și despre The Trial of the Chicago 7. Unele filme nu sunt despre spectacol, sunt despre o poveste, despre a învăța ceva, despre a spune, despre a face, dacă vrei, un documentar mai târziu. Cam asta, o reconstrucție, dacă vreți, a evenimentului. Și asta e mișto filmul, e ok. I-aș da un 7,3, aș spune. Ar merita un 7,5 fără probleme, dar acel camera work mine m-a deranjat puțin. Dar overall, scenaristic, dialogul e foarte bun. Dialogul este foarte, foarte bun și e un film de cuplu cu siguranță pe care ar trebui să-l vedeți. Deși se mișcă lent, e un film ok. Așadar, dacă vreți să-l vedeți, check it out. Dacă l-ați văzut, puneți și mie în comentarii. Vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pe Patreon și oamenii cu puterea încă ceva, cei care mereu dau like-ul, share-ul și subscribe-ul, evident, pentru că they are the ones and onlys. Evident, vă mulțumesc și voi cei care vă uitați și nu sunteți acolo, dați și voi un like dacă vreți să ajutați cu ceva canal. Vă mulțumesc și până data viitoare, nu rămân decât să urez viziunea plăcută, numai de bine, baftă!